Momentele artistice au fost prezentate de Anica Ganțu, Nina Predescu, Liliana Bunceanu, Ionuț Tudorescu, Ileana Mustăcel, dar și de formația Dunav din Serbia. Melodiile au bucurat sufletele celor aproximativ 200 de localnici prezenți la eveniment. Orice mamă, susțin și-o băiatule, pentru prima dată când a luat el inițiativa de a organiza un spectacol la care sunt prezenți și susținători ai domnului Tăricianu. Ionuț Taloi, fiul Anicăi Ganțu, cel care a avut inițiativa organizării evenimentului, l-a promis oamenilor din sat că spectacole de acest gen, prin care muzica autentică să ajungă la sufletele lor, vor deveni o tradiție. Este vorba despre comuna natală a mamei mele, un loc plăcut sufletului meu, cu oameni plăcuți sufletului meu, iar alături de susținătorii domnului Călin Popescu Tăricianu, ne-am gândit să oferim acestor oameni minunați un spectacol, zic eu, pe placul dânșilor și cred că vor urma și altele. Dincolo de muzica artiștilor care au cântat pe scenă, oamenii au primit și mesajele transmise de susținătorii lui Călin Popescu Tăricianu pentru funcția de președinte al României. Deputatul Ion Cupă le-a spus localnicilor din Balta care sunt motivele pe care alegătorul de la sat și nu numai trebuie să le aibă în vedere atunci când merge în cabina de vot. Să mergem să votăm cu domnul Călin Popescu Tăricianu. De ce vă spun asta? Din trei motive, nu vă rețin tot. Primul motiv este că trebuie să gândim foarte simplu când am trăit noi mai bine. După Revoluție până în ziua de astăzi. Eu știu că multă lume a trăit cel mai bine în perioada guvernului Tăricianu. Și de asta am curajul să vin și să vă cer vot pentru domnul Tăricianu. Și Viorel Palașcă le-a spus alegătorilor ca în cabina de vot să aleagă cu sufletul, dar și cu mintea. Vreau ca pe data de 2 noiembrie să fiți prezenți la vot și mai ales să votați în cunoștință de cauze și să votați și cu sufletul, dar în primul rând cu mintea. Și vreau să vă spun că din cei mulți candidați, 14 la număr, cred eu că unul se distinge și merită votat. Și acesta este domnul Călin Popescu Tăricianu. Și merită votat pentru că este un om care a făcut ceva pentru această țară. A făcut pentru această țară, în perioada în care a fost prim-ministru, ca țării, dar în primul rând oamenilor acestei țări, să le fie mai bine. Despre Călin Popescu Tăricianu, localnicii din Balta știu că a fost un premier bun și speră ca din funcția de președinte să sporească numărul locurilor de muncă pentru tineri. Ce faceți aici? Păi și ce să vedem ce spune. Ați auzit de Călin Popescu Tăricianu? Da. Ce știți despre el? Păi uite că spune aici și ne vă da la tineretul ăsta, că noi suntem bătrâni. Dar ne vă da la tineret, avem copii, nepoți. Să le mai dea locuri de muncă, că n-au unde au plecat toți în străinătate. Om bun. Da, să fie, să-i gea Dumnezeu noroc. Îl votați? Îl votăm, da. Președinte pe domnul Tăricianu. Ce credeți? De ce aveți încredere în domnul Tăricianu? De ce? Că sperăm că va fi ceva mai bine și mai bun. Va face ceva mai bun. Pentru comunitatea dumneavoastră ce ar fi important? Ce ar fi important? Servicii pentru tineret, pentru copii. De exemplu, cum spune și cu alocațiile, nu spune bine să dea la care e sărăși la ilalți. Păi nu trebuie discriminări la alocații. Pe dânsul ăsta. Să baleze pentru că a mărit pensiile. Când a fost primul ministru. Să dea pe dânsul proces. Da. Acum ce așteptări aveți de la viitorul președinte? Să facă locuri de muncă pentru copii să la facultăți. Bun. În ce sens v-a convins? Ne-a dat și măria pensiile, ne-am ajut să comporte cu poporul. Aveți încredere că poate să fie și un președinte bun? Da. Cum vi se pare ca și președinte? Bun. E bun. Îl votați? Da, cum să nu. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la viitorul președinte al României? Ce vreți să ne dea el? Aici.
facă locuri de muncă. Să facă locuri de muncă ori la ce? La spectacolul folcloric s-a încheiat joi seara târziu noapte. Cei prezenți au încins hore pe muzica artiștilor mehedințeni.